vedem cât de bune, gustoase, dar și eficiente pentru buna funcționare a organismului sunt fructele din această perioadă. Vorbim de cele din Republica Moldova, iar nutriționista Ana Irhan, care este alături de noi, ne va ajuta în acest sens. Bună dimineața și bine te-am regăsit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Așadar, astăzi vorbim despre fructe. Noi avem și pe masă câteva monstre și vrem să le bârfim. Pentru că nu sunt doar gustoase, simpatice, colorate, sunt și foarte bune pentru organism. Exact. Fructele, cele mai bune fructe pe care putem noi să le mâncăm aici acasă, sunt fructele locale. Așa. Și cele de sezon. Pentru că anume ele sunt cele mai bogate fructe în nutrienți, vitamine, minerale, antioxidanți și fibre, desigur. Uh-huh. Pentru că dacă le luăm pe cele care le aducem de peste hotare, nu o să găsim atât de multe bunătăți în ele. Așa, eu propun să facem în această dimineață un top al fructelor și le luăm pe rând și zicem ce e cel mai bun de acolo. Dar uite, am o rugăminte. Să nu vorbim tare mult în termeni nutriționiști, da, și oligoelemente și substanțe esențiale și nu știu ce. Vreau să ne spui nemijlocit la ce ne ajută și de ce trebuie să le consumăm. Așadar, hai să începem cu strugurii. Da, avem aici struguri. Hai să începem cu strugurii. Da. Poți să povestești, eu pot să mănânc. Mie cel mai mult îmi plac strugurii ăștia albaștri, violeți. Pentru că sunt foarte... Anume, această coajă a strugurelui este cea mai bogată în aceste oligoelemente despre care tu vorbeai. Așa. Despre care eu să nu povestesc astăzi. Povestește-ne, dar să ne explici așa și nouă necunoscătorilor. Este foarte bogat în resveratrol, unul dintre cei mai puternici antioxidanți care ne apără de celulele canceroase și respectiv le elimină din organism. Așa. Acele antocianine, iarăși îți spun, antocianinele, care la fel este un antioxidant foarte puternic. Da. Pe lângă toate vitaminele și mineralele, vitamina C, vitamina K și altele, aceste produse despre care ți-am spus, biochimice, sunt... cele care îi dau plus valoare, pentru că acele, vitamina C, vitamina E, A și așa mai departe, putem să le luăm și din capsule. Însă, în acele capsule suplimentare, noi nu putem să găsim toată bucăția pe care o avem în acest strugure, spre exemplu. Și nici gustul nu e ăla. Oh, sigur, așa. Acolo le-ai băut și gata. Dar când mâncăm struguri, apropo, că eu am mâncat o bobiță și mi-am dat seama că, de fapt, nu am luat încă micul dejun. E potrivit să mâncăm aceste fructe înainte de masă sau când? Este de dorit să le mâncăm după masă. Așa. Pentru că fructul este un produs dulce și putem să-l categorizăm ca un desert. Exact. Respectiv, într-o cantitate moderată, putem să-l luăm ca un desert după masă. Asta e moderat? Sau e deja În jur de 15-20 de bobițe pot să consum, da. E mult. Aceasta este porția de servire care este recomandată. Care e mai bună? Poama albă sau poama neagră? Nu pot să fac o diferență dintre ele, pentru că ambele au proprietățile sale diferite. Uh-huh. Și atunci când formăm o farfurie de fructe sau de legume, noi trebuie să luăm în considerație culorile curcubeului. Rock vibe-ul. Da, pentru că fiecare culoare, după cum am văzut, are proprietățile sale și ne influențează pozitiv organismul fiecare. Așa că începem cu culoare roșie, punem puțin oranj sau, să-i spunem, o gutuie. Apropo, vreau să discutăm despre gutui, pentru că aroma lor ne place tare mult. Exact. E și cântată, e elogiată în opere artistice. Când cum o consumăm, astfel încât să nu dăuneze, pentru că din câte eu am reușit să citesc, ea este și contraindicată unor anumitor categorii de persoane. Gutuia este una dintre fructele care ne ajută la reechilibrare mucoasei gastrice și mucoasei intestinale, iarăși datorită unui compus special. Gutuile, ca orice fruct, le consumăm iarăși până la ora 4, în cantități moderate, de la 150 până la maxim 400 de grame. Și respectiv are culoarea galbenă și trebuie de introdus în această farfurie despre care am vorbit, cu
cu culorile curcubeului. Le consumăm în starea lor proaspătă sau le procesăm termic? Putem să le punem în compot, să facem compot din ele. Putem să le coacem. Iarăși, gutuile coapte sunt extraordinar de gustoase. Mai ales cu o cărniță. Oh, da. Și acestea sunt cele mai cunoscute metode. Așa, da. Merele sunt multe, sunt frumoase, sunt diferite. Merele noastre iubite, care conțin acea pectină care ne hrănește microflora intestinală. Așa. Și ne ajută la fel la reechilibrarea noastră emoțională, pentru că ne hrănește și celulele nervoase și absolut tot corpul nostru. Acea vitamina C care se conține, fierul, da, ne alimentează corpul nostru din toate punctele de vedere. Dar nu e o abundență de fructoză, de zahăr pe organism? Pe lângă fructoza și zahărul pe care îl conțin, noi avem fibre. Da. Acele fibre care ne ajută la microflora noastră intestinală și la tranzitul intestinal. Și această fibră nu permite fructozii și glucozii să intre brusc în sânge. Așa, deci se asimilează treptat? Da, se asimilează încet ușor, treptat, fără ca să ne dăuneze organismul nostru și pancreasului, care elimină acea insulină pentru Avem peclare. Și niște prune pe aici. Ce ne poți spune despre prune? Astea sunt din categoria Stanley, dacă nu greșesc eu. Da. Prunele noastre minunate, da, sunt cunoscute pentru proprietatea lor de a ne scăpa de constipații. Așa. Datorită acelei isatine, așa se numește compusul chimic. Da. Anume, acest laxativ natural ajută organismul nostru să scape de acea constipație. Așa. Pe lângă asta, vezi că este de aceeași culoare ca și acel strugure. Respectiv are aceeași substanță chimică în acest albastru, care este un antioxidant foarte puternic și ne scapă de celulele canceroase și ne dă energie pe tot parcursul zilei. Așa. Și le consumăm iarăși, modic. Yes. Am auzit eu că prunele trebuie să fie consumate sau sunt recomandate, inclusiv atunci când ai dureri de burtă, de stomac. Sunt bune în acest caz? Cel puțin alea deshidratate, prunele uscate. Alea deshidratate, da. Așa. Pentru că oarecum sunt mai bogate, să spunem, în nutrienți. Pentru că într-o cantitate mică de prune deshidratate avem ca și cum o cantitate mare de prune din astea proaspete. Așa, bun. Avem aici și nuci. Nuci frumoase, nuci, o cămașă în patru, da? Așa. Și noi suntem aici două fete, două domnițe și avem nevoie de putere. Era un obicei, trebuia să spargi nucile, uite așa. Eu am un coleg care ne poate ajuta în acest sens. Ioane, ești de acord? Da. Oferă mână de ajutor? Încerc cel puțin. Hai vrei să mi le arunci, da? Facem un exercițiu. Dacă nu le prind? O caut prin studio. Așa, hai că una este. Hai și a doua. Să mărească cineva salariul pentru asta. Bravo. Da. Eu te aștept deja cu ele decojite. Da, da? Încerc, și vii lângă nu noi. Promit, nu promit. Vii lângă noi, te așteptăm aici cu mare drag ca să vezi, îți fac și loc. Uite, vezi? Ți-am pregătit locul. Dați o cameră aici aproape. Mâncăm multe, dar aruncăm de toate, nucă. Dar moderat. Nucile le mâncăm mai puține decât fructele. Cât în cap, așa, în mânuța noastră. Aruncăm, te rog, o altă nucă. 20-25 de grame. Vino și ție singur. Are o problemă nuca de aici. Hai, vino tu aici lângă noi. Avem nuci și mai stăm la taclale, mai ales că Ana deja ne-a explicat cum ar trebui să consumăm aceste fructe, în ce cantități, ca să nu dăunăm organismului. Te invit, poftește, o jalbenă gutuie, cum cântăm și noi pe aici. Pe aici. În general. Și nu uitați, stimați telespectatori, că trebuie să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Ana, noi îți mulțumim tare frumos și că ai venit. Mulțumesc. Mulțumim pentru informații, pentru... gata, te-ai apucat de treabă. Te mai așteptăm cu mare drag. Cu mare drag revin. Mulțumim mult că ai fost alături de noi.